Domnilor, domnilor, de fapt ce domnilor, doamnelor, domnișoarelor, a venit momentul pe care îl aștept de o săptămână. Ei bine, chiar acum îl invit în platou pe cel mai tare grec, Costas Martakis. Calispera! Calispera, calispera! Bună seara! Kalos irtes! Bine ai venit! Kalos odbrica! Bine v-am găsit! Titanis! Cala, și? Bine, dumneavoastră? Bine, dumneavoastră? Me too. M-am intimidat. I know only ce faci. Perfect. Știe acum. E numai ce faci. Și acum o să-i spun că este foarte oreo, ceea ce înseamnă că e frumos, ceea ce știm că e. How are you, Costas? Cala. Cum ești, Costas? Bine, sunt bine. Costas a mai fost neprima dată pentru el în România. De câte ori ai fost în România? De 5 ori. De 5 ori. Și ai mai fost odată și în platoul nostru și ți-mi minte că m-ai învățat atunci să dansezi sirtaki. S-a semnat în acurebe de sirtaki. V-am învățat să dansați sirtaki și vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat încă o dată. Oh, eu îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Să mai vin și de alte dată. Și să le spunem tuturor fanelor tale din România că mâine seară o să mergi la mare la noi, la Mamaia. Și o să ai un concert acolo în clubul Ego, așadar pentru toate fetele care vor să-l vadă live pe Costas, așa cum îl văd eu, mergeți acolo. Costas, ești însurat? Perimeno ole scopeliș. Aștept pe toate fetele, nu sunt însurat. Nu e însurat. Așa că, da, iubita. Te gafto perimeno ole scopeliș. Și de aceasta aștept pe toate fetele să vină. Da, iubita. Ala ichis. Ai ochi. Nu. Nici iubita. Am crezut că asta e o verighetă. O chine d'oro. Nu, e un cadou. A, e un cadou. Mm-hmm. Nu te întreb de la cine. Bun, ce-ți place în România? Că dacă ai fost de vreo 5 ori, poți să-mi spui, că cred că ți-ai făcut o impresie. E ideea. Îmi plac foarte mult femeile. Femeile sunt foarte frumoase. Ce trebuie? Pragmatica, ori spune să tragudești edo în România. De fiecare dată când am venit aici în România, sta magazia pe care am fost, în locurile în care am cântat, nu știu unde să mă uit. Văd numai femei frumoase. Le stamatiam. Και όμορφες παρουσιάστριες, εννοείται. Bineînțeles că și prezentatoarea e foarte frumoasă. Să știi că trebuie să-ți întorc și eu complimentul și să spun că sunt o mare fană a Greciei, deci jur, iubesc Grecia, îmi plac foarte mult oamenii, îmi place foarte mult mâncarea, acolo îmi petrec cele mai multe vacanțe, să știi. Iar vara asta am fost de două ori, ca să vezi cât de mult iubesc Grecia. Τέλεια. Και τώρα το χειμώνα θα ξαναέρθεις, λοιπόν. Και ακόμα, γιατί θα ξεκινήσω να τραγουδάω στη Θεσσαλονίκη. Όσα κάνω στη Θεσσαλονίκη. Πολύ κοντά κιόλας στη Ρουμανία. Θα έρθεις να δεις live στο μαγαζί που δουλεύω, να σου δείξω και τη Θεσσαλονίκη. Te invit să vii la locul unde o să cânt, să vezi și Salonicul ce frumos este. Costas,